Bine v-am găsit! Tema de astăzi este despre semnalele sau simptomele din stadiul final al bolii Hashimoto. Care sunt complicațiile din acest stadiu final, care se mai numește și stadiul terminal al bolii Hashimoto? Cum știu dacă am ajuns aici? Și dacă mai am vreo șansă să fac ceva, să intervin cu ceva? Stadiul terminal al bolii Hashimoto înseamnă, de fapt, atrofia completă a tiroidei. Numim tot stadiul terminal și atunci când extirpăm tiroida chirurgicală, atunci când îndepărtăm tiroida. Deci stadiul terminal sau atrofia tiroidei se traduce prin inactivitatea completă a glandei tiroide. Și faptul că încă mai am glanda, dar este în stadiu terminal, ajunge să fie egal cu tiroida extirpată. De-a lungul derulării bolii Hashimoto, de obicei medicul endocrinolog tratează toate aceste stadii, că este unul timpuriu sau că este intermediar sau că este chiar un stadiu terminal, le tratează oarecum în același mod și anume cu aceeași medicație. Însă medicația nu va opri afectarea inflamatorie care însoțește tiroidita autoimună Hashimoto. Ai nevoie de pași suplimentari pe lângă utilizarea medicației clasice de terapie hormonală de substituție, pe lângă utilizarea Eutirox sau altă denumire. Obiectivul principal în gestionarea bolii Hashimoto, în managementul acestei boli, este tocmai să previi acest stadiu terminal al bolii Hashimoto. Poate că obiectivul fundamental al fiecărei boli este să previi faza terminală. Dar în Hashimoto este cu totul special, pentru că ai multe etape mult mai clare și mult mai elocvente, mult mai ajutătoare să te determine să modifici ceva, să intervii în stilul tău de viață. Când spui să previi stadiul Hashimoto terminal, te referi de fapt la a menține cât mai mult timp posibil funcția nativă a tiroidei. Asta înseamnă a menține tiroida vie, adică să continue să elibereze hormon tiroidian, chiar dacă este într-o cantitate cât de mică, dar să existe. Aceasta este condiția să previi stadiul terminal al bolii Hashimoto. Am patru semnale despre care aș vrea să discutăm astăzi, foarte rapid, patru simptome asociate cu Hashimoto terminal. Dar înainte de a le enumera și a apunta câteva idei la fiecare, vreau să subliniez faptul că derularea bolii Hashimoto este oarecum egală cu întreaga viață. Deci ai la dispoziție foarte mult timp să poți face ceva, să previi faza terminală a bolii Hashimoto, pentru că ai cel puțin 20-25 de ani, dacă nu 30 de ani, până a ajunge în acest stadiu terminal al bolii Hashimoto. Asta ar fi o veste bună. Vestea proastă ar fi că cei cu hipotiroidism, adică cu funcție tiroidiană scăzută, au posibil și Hashimoto și nu realizează acest lucru, nu își dau seama, pentru că de obicei nu testează anticorpii anti-TPO. Primul semnal sau primul simptom, poate cel mai important, asociat cu Hashimoto terminal, este această stare de atrofie completă a glandei tiroide. Atrofie înseamnă, se referă de fapt la contracția țesutului glandei tiroide,
la deteriorarea glandei și la o disfuncție totală a tiroidei. Adică tiroida a fost afectată de inflamație și de autoimunitate pentru zeci de ani, foarte o lungă perioadă de timp, și în acest stadiu numit Hashimoto terminal, practic nu mai există o funcție nativă a tiroidei prezentă, adică nu se mai eliberează, nu mai produce nici un miligram de hormon T4 și T3. De obicei, tiroida face față leziunilor cauzate de inflamație, de fel de probleme inflamatorii de-a lungul timpului, dar nu face față atrofiei. Cum știu dacă am ajuns în această fază de atrofie a glandei tiroide? Cel mai simplu mod de diagnosticare este ecografia tiroideană, care este absolut imperios necesară să fie efectuată cel puțin la 2 ani, dacă nu anual, mai ales cu cât îmbătrânești. Ecografia tiroideană îmi va spune dimensiunea tiroidei, aspectul țesutului tiroidei, cât de micșorată a devenit tiroida, de la un an la altul, de la o ecografie la alta. Deci voi ști la milimetru cum stau cu dimensiunea tiroidei. De asemenea, și medicul poate evalua prin palparea fizică în cabinet a tiroidei, dar nu este egală cu o ecografie tiroidiană. Al doilea mare semnal și poate un semnal paradoxal pentru multe persoane, al doilea mare simptom în stadiul de Hashimoto terminal este constatarea unui nivel mai scăzut de anticorpi tiroidieni, de anticorpi anti-TPO. Deci după ce o viață întreagă ai dorit să ai un nivel scăzut de anticorpi, ai urmărit acest lucru, iată că se întâmplă după mulți ani de așteptare, dar chiar dacă pare un lucru bun, în acest context de fază terminală în Hashimoto, nu este o veste bună. Există două moduri prin care se reduc anticorpii, aș spune un mod bun și un mod mai puțin bun sau rău. Primul mod are loc când reduc inflamația și autoimunitatea și mă concentrez pe sistemul imunitar și fac ceva în sensul acesta și sunt conștientă de schimbările și de intervențiile efectuate. Și al doilea mod, mai puțin bun, când tiroida de fapt devine atât de deteriorată, ireversibil aș spune, și devine nefuncțională, încât nivelul anticorpilor anti-TPO scade. Nu scad pentru că tiroida s-a îmbunătățit ca funcție, ci pentru că pur și simplu funcția tiroidei în sine a fost anihilată. Și acest lucru are loc, se întâmplă în Hashimoto terminal. Deci anticorpii scad în Hashimoto terminal pentru că au rămas fără țesutul glandei tiroide, nu mai au ce distruge, au distrus tot. Deci anticorpii pur și simplu și-au pierdut obiectul muncii și atunci se reduc ca număr. Deci urmărirea acestei analize a anticorpilor de-a lungul derulării bolii a Hashimoto este foarte importantă. Mă ajută să știu dacă sunt pe calea cea bună, mă ajută să știu cât de avansată este boala. Și în această fază, după mulți ani de așteptare, când constat mai spre menopauză încolo că în sfârșit anticorpii mei au scăzut, nu am un mare motiv de bucurie. Primul lucru ar trebui, după această analiză, să efectuez o ecografie tiroidiană. Deci combin analiza de anticorp cu ecografia, care îmi va spune dacă este vorba despre atrofia glandei tiroide și atunci
asociez aceste semnale cu Hashimoto terminal. Al treilea semnal sau simptom, iarăși foarte frecvent, este incapacitatea de pierdere în greutate, imposibilitatea de a slăbi orice aș face. Deci chiar dacă nu, pur și simplu nu mai mănânci ca în alte vremuri, te îngrași neașteptat, e așa, irațional. Această situație are de-a face cu metabolismul, care reglează greutatea corporală. Deci odată ce tiroida este complet distrusă, practic, cum spuneam, ești în aceeași barcă cu cei care au extirpat tiroida, nu mai au absolut deloc, ai mari dificultăți să gestionezi greutatea. În câteva luni poți să iei 10-15, dacă nu mai mult, 20 de kilograme și chiar se numește acest stadiu, se numește rezistență extremă la pierderea în greutate. Cu alte cuvinte, dacă observăm o creștere inexplicabilă, neașteptată, irațională în greutate și ai un diagnostic vechi de Hashimoto, atunci este un semnal clar că ai atins un stadiu final al bolii Hashimoto și atunci, evident, faci o ecografie tiroidiană, faci aceste analize de anticorpi, toate combinate îți vor da un tablou complet privind stadiul posibil de Hashimoto terminal. Și ultimul semnal în Hashimoto terminal este dependența totală de medicamentele tiroidiene pentru controlul stării tale. Deci dacă tiroida în acest moment nu mai produce hormoni, deci nu mai produce T4, T3, nu mai are funcție nativă, cum spuneam, atunci baza mea nu mai rămâne decât în medicamente pentru tot necesarul de hormon tiroidian. Ideal, de-a lungul vieții, eu am folosit două surse de hormon, într-un fel. Dacă am luat Eutirox, deci am avut medicație, am avut un aport de hormoni externi prin această terapie de substituție, dar am avut și hormonii de la propria mea tiroidă, deci am funcționat cât de cât, am avut o funcție nativă. În Hashimoto terminal, iau medicamente și mă lupt cu aceste simptome din faza finală, fără rezultate, pentru că tiroida este disfuncțională, funcția nativă a dispărut complet și am rămas doar cu sursa de medicamente ca hormon. Dacă observăm că doza de medicamente din ultimii ani pentru tiroida mea crește permanent cu 0,25 așa din 6 în 6 luni, crește în mod constant și acesta este un semnal că deteriorarea tiroidei progresează. Și în această situație combin dependența mea de medicamente cu celelalte analize pentru a-mi confirma dacă mă îndrept sau sunt deja în Hashimoto terminal. Deci, în concluzie, am cel puțin 4 semnale sau simptome ale Hashimoto terminal. Mai sunt și alte semnale, nu numai acestea 4, dar am vrut să vă prezint, cred eu, cele mai importante. Atrofia completă a tiroidei, pentru care am nevoie de o ecografie tiroidiană, scăderea neașteptată a anticorpilor anti-TPO, incapacitatea de a slăbi, dependența totală de medicamente, deci acestea 4 semnale, și din toată această discuție aș vrea să închei și să reamintesc cât de important este să reținem că obiectivul în managementul bolii Hashimoto este să evit faza terminală, stadiul terminal
al bolii Hashimoto și pentru asta este absolut vital să mențin funcția nativă a tiroidei mele. Mulțumesc, la revedere!